Pentru un proces echitabil, așa cum se are loc în țările care se pretind a fi state de drept, sunt importante nu numai declarațiile unui martor, dar și comportamentul lui, reacția la anumite întrebări pe care le pune apărătorii sau procurorii, modul de manifestare a martorului în ședință de judecată. Și aici am să vă aduc câteva exemple. Spre exemplu, atunci când noi am pus anumite întrebări concrete, Șor s-a uitat în direcția procurorului și procurorul i-a dat din cap în felul acesta nu, însemnând că nu răspunde la această întrebare sau comportă într-un fel sau altul. Cu părere de rău, aceste semne au persistat. În afară de asta, se vedea comportamentul nesincer al lui Șor prin faptul că s-a roșit pe față, a băut foarte multă apă. Și noi, partea părerii și inculpatul, credem că dumneavoastră a fost nesincer, iar autoritatea judiciară urma să se convingă despre nesinceritatea acestui martor și să-și facă concluziile de rigoare.